Bine v-am găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune de religie. Astăzi avem ca temă luarea crucii și urmarea lui Hristos. Pe acest subiect vom sta de vorbă în minutele următoare cu invitatul nostru, cu părintele Florin Fodorus, de la Biserica Greco-Catolică Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Satul Mare. Bine ați venit, părinte! Bine v-am regăsit! Este luna septembrie, am vorbit despre începutul anului bisericesc, o sărbătoare cu sărbătoarea închinată Maicii Domnului, cea nașterii Maicii Domnului, după care o altă sărbătoare rezervată acestei luni este înălțarea Sfintei Cruci. Rămânem tot în acest spațiu al destinat crucii Mântuitorului, vorbind puțin pe marginea acestui îndemn pe care îl face apostolilor și celor care participau în perioada evanghelizării sale. Și chemând la sine mulțimea, împreună cu ucenicii săi, le-a zis: oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Acum, de aici aș desprinde câteva întrebări. Ce înseamnă să te lepezi de tine? Să se lepede de sine? Fiecare om care vrea să-i urmeze lui Hristos. Ce înseamnă această lepădare? Sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci, întâi de toate, este o sărbătoare care, alături de foarte puține sărbători de peste ani, este încadrată de două duminici. O duminică premergătoare Înălțării Sfintei Cruci și o duminică de după Înălțarea Sfintei Cruci, astfel încât se anulează șirul duminicilor de după Rusalii și se citesc aceste pericope evanghelice ale duminicii dinainte de înălțare și a duminicii de după înălțare, care au ca tematică principală această idee a crucii, a crucii lui Hristos. Această pericopă pe care, de unde ați dat citire, este din duminica de după înălțarea Sfintei Cruci, în care Iisus Hristos încheie oarecum cu această invitație. Este o invitație, trebuie subliniat lucrul acesta, deoarece, așa cum ați lecturat, oricine voiește să vină după mine, să se lepede pe sine. Această invitație a lui Iisus Hristos vine într-un context foarte clar al Evangheliei după Marcu. Înainte de această invitație, are loc o controversă, am putea să-i spunem, între Iisus Hristos și Petru, dar împreună cu Petru și ceilalți apostoli. Iisus le spune apostolilor: iată, noi mergem spre Ierusalim și la Ierusalim Fiul omului va fi dat în mâinile bătrânilor poporului, a preoților și a păgânilor. Aceștia îl vor biciui, îl vor scuipa, îl vor răstigni, dar a treia zi va învia. Iar Petru îl ia deoparte pe Iisus Hristos și spune evanghelistul Marcu, dojenindu-l pe Domnul, îi spune să nu ți se întâmple ție una ca asta. Iar Iisus Hristos replică lui Petru: înapoi a mea, Satano, pentru că tu nu cugeți lucrurile lui Dumnezeu, ci lucrurile oamenilor. Încheind cu acest lucru, Mântuitorul se îndreaptă către ucenicii săi și mulțimea care îl urma și spune: oricine voiește să vină după mine, să se lepede pe sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Deci, de ce această încadrare în context? Deoarece noi trebuie să înțelegem un lucru. Apostolii vedeau în Iisus Hristos, în persoana sa, un Mesia care venea să aducă pentru ei și pentru evrei o bunăstare de ordin pământesc. Deoarece ei se gândeau că odată ce Iisus Hristos va intra în Ierusalim, cu puterile pe care le-a demonstrat de-a lungul pelerinajului său de la Nazaret până la Ierusalim, vindecând bolnavi, înviind morți, săturând pe cei flămânzi și așa mai departe, va fi un rege mesianic, adică acel rege profețit de către proroci în Antichitate, care va reinstaura puterea lui David în Israel, îi va elibera de romani și pe apostol, pe cei 12, îi va pune, evident, consilieri, miniștri ai săi. De aceea, în pelerinajul acesta spre Ierusalim, una dintre disputele dintre apostoli, în momentul în care Iisus Hristos spune că va ajunge în Ierusalim și se va preamări, ei au înțeles că va ajunge rege.
și disputau între ei cine dintre ei va fi mai mare. Tot în acest capitol de la Marcu. Deci Iisus Hristos așadar pune în fața apostolilor o total altă preamărire, o total altă realizare de viață. Pentru că, atât pentru apostoli, cât și pentru noi cei de astăzi, realizarea vieții noastre o vedem ca pe o împlinire a așteptărilor noastre pământești, materiale. Să avem o bunăstare, să acumulăm materiale, averi și așa mai departe, bani, bunuri. Așa, bunuri, să avem bun nume, renume, putere, influență asupra celor din jurul nostru, să avem faimă, să fim apreciați, aplaudați, să fim primiți și acceptați de cei din jurul nostru, să nu avem înfruntări, cu alte cuvinte, din partea celor care ne înconjoară. Deci, omul realizat în viziunea omului lumesc, acelui care cugete la cele lumești, cum este cazul lui Petru și a apostolilor, este o realizare de ordin pământesc. Ori Iisus Hristos, prin acumulare, ori Iisus Hristos când spune că omul se realizează și el însuși introduce pe ucenicii săi într-o altă împărăție în care nu ne realizăm prin acumulare, ci prin pierdere. Prin pierdere. Este o logică absurdă potrivit minții omenești. Spune Iisus Hristos, omul se realizează dacă se leapădă pe sine, dacă renunță la propria sa viață. Pentru că oricine vrea să-și câștige viața sa, o va pierde. Și oricine o va pierde pentru mine și pentru Evanghelie, și o va câștiga. Deci este o total altă logică, logica crucii. În ce constă logica crucii, în primul rând? Logica crucii stă în lepădarea de sine. Haideți să vă facem un exemplu mai clar. Nicolae Steinhardt spunea, dăruind vei dobândi. Adică e un nonsens, este o aporie, este un enunț absurd în sine. Deci în momentul când tu dai de la tine, te păgubești, nu dobândești. Dar în logica crucii, dăruindu-te pe tine însuși, te câștigi. Și anume, ce înseamnă lepădarea de sine atunci, sau această logică a crucii, făcând un exemplu foarte concret. În viața de familie, față de copiii noștri, de exemplu, cei care suntem părinți, vedem cât jertfă vine din partea noastră, a părinților. În momentul când ai un copil, începi să nu mai dormi nopțile cu același confort cu care l-ai dormit până când nu l-ai avut, pentru că ți-e grijă de el, poate să răcește. Apoi faci multe renunțări, jertfe pentru ca să-l crești. Ai nevoie de... În familie nu mai suntem doar noi doi, soț și soție, este și copilul pentru care trebuie cumpărate mâncare, îmbrăcăminte și așa mai departe. Apoi educația copilului. Câte jertfe fac părinții pentru copil? Pentru a-l educa, cât timp dedică copilului pentru a sta cu el și a-l învăța lucruri bune, timp pe care altminteri l-ar putea folosi pentru ei înșiși, pentru propriile lor plăceri, să meargă la teatru, la un concert, la o terasă și așa mai departe. În schimb, pentru copil se leapă de pe sine, își leapă de propriile lor bucurii, să spunem, aceste bucurii, micile plăceri ale vieții. Însă, rezultatul este unul paradoxal. Cu cât te jertfești mai mult din dragoste pentru copilul tău, cu atât mai mult te umpli pe tine însuți de viață. Pentru că cei care sunt părinți înțeleg foarte bine lucrul acesta. Nu ar da nici măcar o zi din cele zilele jertfite pentru copiii lor în locul celorlalte zile care ar fi fără copilul lor. Cu alte cuvinte, dacă ar fi să aleagă între a fi mamă sau tată și a nu fi mamă sau a nu fi tată, cred că majoritatea dintre părinți ar alege să fie mamă și tată. Cu toate că a fi mamă și tată a implicat multă jertfă. Iată așadar, în mod paradoxal, jertfirea de sine, renunțarea la unele lucruri care sunt aducătoare de bucurii trecătoare, dar dacă le facem pentru un scop nobil spiritual, pentru ceva înalt, din dragoste,
pentru cineva aproape sau pentru Iisus Hristos sau pentru Evanghelie, aduc cu sine în sufletul omului un plus de viață, un sens mai profund al vieții, un simțământ mai aparte față de simțămintele comune ale omului de rând. Iată cum lepădarea de sine, prin această jertfire a propriilor sale bucurii trecătoare, poate să aducă în mod paradoxal în inima omului mai multă viață. Și se împlinește ce spune Hristos. Deși uneori noi avem, aparent avem această tendință să ținem cont de ce facem. Dacă îi faci cuiva ceva, să obții în schimb ceva. Există această reciprocitate. Reciprocitate. Pe când, vedeți, sunt momente care, dacă am stat să le vedem așa în urmă, în care pur și simplu reacționăm dintr-un impuls, așa, fără să stăm să ne mai gândim că dăm ceva sau că vom primi ceva în schimb. Deși poate că uneori, cum spune dumneavoastră, se rezumă poate numai la familie sau la câțiva dintre apropiați. Cum sunt văzute aceste lucruri în fața lui Dumnezeu? Că atunci când noi dăruim ceva, este foarte important, asta este logica crucii. Iisus Hristos pe cruce, sau atunci când îmbrățișează crucea, exprimă o logică a dragostei dezinteresate. Pentru că a lua crucea, asta înseamnă un alt aspect al luării crucii, este să iubești dezinteresat. Să iubești și ceea ce nu este de iubit. Cei care l-au răstignit pe Iisus Hristos nu erau persoane iubibile, ca să forțez puțin limba. Nu erau persoane de iubit, pentru că se manifestau cu o ferocitate și cu o duritate demne de impulsuri satanice, diabolice. Credeți față că de un în 2000 om nevinovat. De ani s-a schimbat ceva? Nu, nu. Dar tocmai de aceea Iisus Hristos spune că pentru a putea să schimbăm oarecum fața lumii și pentru a ne mântui sufletul nostru, este nevoie de a ne înarma cu această logică a crucii, care înseamnă să iubim dezinteresat. Plata noastră să nu așteptăm de la oameni. Pentru că atunci când eu fac ceva cu scopul de a obține altceva la schimb, nu acum, mai târziu, fac calcul atunci când ajut pe cineva pentru că nu se știe când mă va putea ajuta el pe mine. Sau fac ceva în ajutorul cuiva, tot așa calculându-mă cumva se va întoarce această faptă bună a mea. Atunci, în viața noastră, trăim ceea ce a pățit bogatul din pilda bogatului și a lui Lazar. Când despre bogatul acela spune Mântuitorul că a primit și a primit plata sa cât a trăit. Adică noi trăim de obicei, din păcate, în această logică de a obține plata pentru faptele noastre cât trăim și a nu aștepta plata faptelor noastre bune de la Dumnezeu. Deci e un păcat să gândești așa. Este un păcat. Este o mentalitate mercantilă. Mercantilă pentru că eu ofer disponibilitate, dragoste, ajutor, bunătate, doar ca să primesc ceva la schimb. Foarte probabil tot aceleași lucruri. Dar a lua crucea, a intra în logica aceasta a crucii, a jertfei de sine și a gratuității pentru cineva, a te jertfi pentru cineva, este o logică supralumească, dumnezeiască. Pentru că iubirea aceea despre care vorbește Iisus Hristos, că este caracteristica creștinului, agape, este acest gen de dragoste. O dragoste dezinteresată, care nu face calcule, este o dragoste care iubește și ceea ce nu este de iubit, dar nu ca și la nivel de emoție. Nu în sensul că am tresărit de acelea fiorul acela emotiv care l-am față de o persoană care într-adevăr este demnă de dragoste, da, pentru că are toate calitățile de a fi iubită și dorită. Și este acel gen de dragoste care vrea binele celui de lângă mine, în ciuda faptului că el este o persoană ce se comportă rău, dar îi doresc binele. Vreau ca el să se mântuiască, să fie fericit sau să
să pur și simplu să nu mai facă de acum răul. Iar eu, ca și creștin, manifestându-mi această disponibilitate de a-L iubi necondiționat pe această persoană, sunt capabil să îmi mântuiesc și sufletul meu, adică ajung să mântuiesc și sufletul meu, iar acea persoană poate să capete foarte multă încredere în sine, poate să se schimbe privind la mine ca la o persoană care, iată, îl acceptă în ciuda defectelor sale, uneori foarte urâte și urâcioase. Chiar am întâlnit un paragraf zilele acestea în care spune așa că dacă vrei să fii fericit, încearcă să-l faci fericit pe cel de lângă tine. Dacă vrei să devii prosper, ajută-l pe altul să prospere. Și tot așa, în ideea de a veni, de a te gândi la cel de lângă tine, dacă vrei și tu să poți să primești aceste daruri în viața ta. Da, logica crucii este o logică paradoxală, absurdă. Sfântul Apostol Pavel este conștient de lucrul acesta, Iisus, pe de o parte, dar Pavel spune într-un mod explicit în scrisoarea întâia către Corinteni, când spune crucea este o nebunie pentru cei care nu cred în Iisus Hristos. Pentru iudei sminteală, pentru neamuri, pentru păgâni, nebunie. Dar pentru noi cei care ne mântuim, puterea lui Dumnezeu. Putem vorbi de mântuire fără cruce? Nu se poate. Nu se poate, nu pentru că, și aici trebuie să înțelegem, multă lume face un pic o confuzie, și anume, mulți înțeleg crucea ca și pe un soi de fatalism. Adică, ați lua crucea, mulți văd, trebuie să trăiești cu un soi de fatalism în viață. Ei, n-ai suferință, ce face. Asta așa este, n-ai ce face, trebuie să mergem înainte, orice ar fi, trebuie să acceptăm ceea ce ni se întâmplă, necondiționat, fără să cârtim și așa mai departe. Un soi de fatalism, i-aș spune, dar care nu are legătură cu credința, de multe ori. Nu întotdeauna, dar de multe ori nu are de legătură cu credința. Când nu are legătură cu credința? Noi suntem chemați să transformăm răul din jurul nostru în bine, să rezolvăm situațiile care le putem rezolva, care stau în puterea noastră de a fi rezolvate. A lua crucea și creștinismul ca și creștinul ca un om care își duce crucea nu este un masochist. Nu caută cu predilecție suferința, durerea, cazurile acelea imposibile în care tu trebuie neapărat să simți durere. Creștinismul înseamnă că atunci când să schimbi acele lucruri care le poți schimba, care stă în puterea ta să le schimbi, și să accepți cu resemnarea în Dumnezeu acele realități și situații care nu stau în puterea ta de le schimba. Abia atunci se impune această situație de a lua crucea, de a accepta acele situații care în puterea ta nu stau să le rezolvi. Nu poți să le rezolvi cu putere omenească. Și atunci, în creștinism, în creștin, se activează această putere a crucii, aducerii crucii. Pornind, poate trebuie să dăm niște exemple. Chiar asta vroiam să vă rog frumos, dacă putem să facem câteva exerciții în sensul ăsta, deci să dăm telespectatorilor noștri câteva exemple prin care pot să vadă concret despre ce este vorba. De exemplu, în familie se întâmplă foarte multe ori această situație. Doi tineri se căsătoresc și au planuri împreună să realizeze o familie așa cum și-o visează fiecare cu visul lui, de obicei discută visurile acestea și le pun împreună și își fac împreună un viitor probabil la care lucrează. E bine, de foarte multe ori, mai cel puțin în societatea în care noi trăim, asistăm la următoarea situație. La primele impedimente din viața de familie, pentru că trebuie să se rodeze puțin cele două personalități pentru a trăi împreună. Căsătoria nu este un sfârșit al unei relații, este de-abia începutul construirii unei relații și a unei case, care nu este doar casa de ziduri, ci casa, adică acea relație, acel loc plăcut al întâlnirii dintre două persoane care se iubesc, se respectă, se acceptă unul pe altul. Da? Și lucrează împreună pentru a șlefui acele lucruri care deranjează persoana uneia sau alteia. Da? Deci, însă,
probabil și dintr-o imaturitate emoțională și afectivă sau și dintr-o imaturitate spirituală, întâlnim foarte multe cazuri la primele piedici sau aspecte care le descoperă în celălalt ca fiind la care nu s-a gândit niciodată că ar fi existat, vedem imediat disponibilitatea de a renunța la această luptă, la această construcție, ca să spunem așa. Da? Și atunci dau înapoi și fug fiecare în direcția, opusă, pentru căutându-și fiecare propria plăcere și propria satisfacție și propria realizare. Deci nu au capacitatea de a trece de la dimensiunea erotică a relației de căsătorie, cea în care eu apreciez și sunt atras de celălalt pentru calitățile frumoase care eu le văd, da? Nu au capacitatea să construiască prietenia și nu au capacitatea să iubească și acele lucruri care nu sunt de iubit, care sunt de îngăduit, de tolerat, de acceptat, pentru că nimeni nu este perfect decât unul singur Dumnezeu. Da? Deci, nu este aici o rețetă, pentru că nu putem da o rețetă cât anume este capacitatea de a tolera anumite comportamente ale celui de lângă cu care eu trebuie să trăiesc. Dar e o chestiune de principiu și anume, cred că ar fi bine a lua crucea în familie să ai această capacitate de a renunța de multe ori la propriile tale puncte de vedere pentru a construi. Nu pentru de fiecare dată să instrumentalizăm pe cel de lângă noi pentru obținerea unei plăceri egoiste. Mie îmi place în familie ca să fie, nu știu, dau un exemplu, tot timpul curat perfect la mine în bucătărie, da? Ca și soție poate să fie. Da? Și atunci dacă soțul probabil din familie nu are acest exercițiu al unei curățenii desăvârșite în casă, va pune unele lucruri în dezordine în bucătărie. Acum, de fiecare dată când se întâmplă acest lucru în bucătărie, nu cred că este constructiv ca soția să cicălească non-stop de fiecare dată sau să sancționeze ori de câte ori observă acest comportament. Da? Și pe lângă că sunt alte modalități de a atrage, nu, pe soțul în această, să-l convertești la această idee a curățeniei sau a ordinii, da? Dar nici nu este constructiv să rămânem ancorați în această obsesie, nu, a curățeniei sau a ordinii, în detrimentul păcii sau a liniștii în familie, da? Eu cred că având înțelepciunea suficientă încât să acceptăm pentru moment, de exemplu, anumite abateri și încet, încet să avem răbdare că omul se va schimba, că așa cum un comportament încet, încet rău, un comportament rău, vicios, se instalează în om, de multe ori, tot cu aceeași viteză sau lentoare, nu, iese din viața omului. Deci, de aici, asta cred că trebuie să înțelegem atunci când luăm crucea și lepădarea de sine, este, uite, pentru moment mă lepăd de această convingerea mea bună de altfel, nu? De a obține, de a menține ordinea în casă, dar pentru pacea în familie, pentru binele, pentru armonia ei, aștept. Da? Cu înțelepciune, cu răbdare. Aștept ca lucrurile să se schimbe. Bine, lucrurile poți să ia și invers. Poți să ia și invers, da? Poate ne convertim... Că... da. În sensul că să-și dezvolte și mai multe, să zic așa, slăbiciuni dintre astea, pe lângă faptul că, să zic, hai să zic că ar lăsa, să zic, o dezordine în lucruri, nu neapărat în bucătărie, mai facă și să se mai obișnuiască și cu alte obiceiuri, așa să zic, nepotrivite, care până la urmă pot să-ți alimenteze o stare dintre asta de tensiune, pe care tu o duci cât o duci, dar zice că niciodată să nu te pui cu nervii unui om răbdător, pentru că rabdă până la un punct, după care explodează și ferească un Dumnezeu să stai în calea lui atunci când își dă drumul. Un părinte, chiar am citit, cred că aseară, spune așa că nu poate să vadă iubirea decât atunci când omul este luat cu totul, cu tot ce are el. Că nu-i foarte frumos, că poate nu-i cel mai talentat sau cel mai iscusit meșter sau bucătar sau ce-o fi el în viața lui,
Dar, pe de altă parte, spunea că și părinții sunt datori, atunci când copiii se căsătoresc, să spună despre copiilor, nu numai că sunt cât de perfect sunt sau cât de buni sunt, ci să evidențieze puțin și laturile mai puțin neplăcute, în sensul că să nu aștepte de la el să ia mătura în fiecare zi și să măture curtea și grădina și să facă lună bec pe acolo, sau eu știu ce altceva. Adică, cred că soiul ăsta de sinceritate ar trebui să pornească de la bun început, că sunt și lucruri bune, dar omul ăla da și mici slăbiciuni. Și să le accepți atunci cu totul. Așa, la pachet. La pachet. De fapt, pe Iisus îl vedem în icoane și nu numai în icoane, relatarea evanghelică ne spune că a îmbrățișat crucea. Deci, această îmbrățișare a, cum spuneți, la pachet, adică cu totul, ca ceva ce poate în sine nu este neapărat ceva întotdeauna plăcut, întotdeauna, da, care aduce oarecare, nu știu, bucurie din această efemeră, dar care... Îți lasă libertatea să-ți asumi, să vrei să-ți asumi tu acel lucru, cunoscând faptul că sunt și bune și rele acolo. Așa. Ca într-o cutie așa magică pe care o iei și știi că mergi cu ea la drum și când o deschizi, vezi acolo nu numai ceea ce te-ai gândit tu că va fi foarte plăcut, mai găsești și lucruri care nu-ți plac. Așa este. Dar ți le asumi, știind de la bun început lucrul ăsta. Din păcate, creștinii nu mai trăiesc într-o dinamică din aceasta escatologică, o numim în teologie, și anume a trăi pentru viața veșnică, conștient fiind că această viață nu este una perfectă, desăvârșită. Și oricât ne-am silit noi, cu toate că trebuie să ne silim să facem din acest pământ în care trăim grădina Raiului, să-l refacem sau să fim grădinarea aceea pe care Dumnezeu i-a zidit, să aibă grijă de ceea ce Dumnezeu a făcut și să nu strice și să perfecționeze, să facă mai frumos ceea ce le este dat să trăiască. Dar totodată să fie conștient că această, de prezența păcatului în lume, de prezența slăbiciunilor și a imperfecțiunii în această lume. Și să nu aibă pretenția nici de la soț, nici de la copil, nici de la locul de muncă, nici de la ritmul vieții sale și așa mai departe. Să nu aibă pretenția unei desăvârșiri încă din acest timp. De aceea Iisus Hristos vorbește despre un drum. Cel ce vrea să vină după mine, să își ia crucea. Deci este vorba de a veni după Iisus Hristos, este un drum pe care creștinul îl face, care nu se termină cu crucea. Să nu cădem nici în logica aceasta a unei suferințe obligatorii. Deși să știți că în ultima vreme sunt unele indicații așa despre suferință, că trebuie să poți să fii pregătit să suferi și foarte mult se aduce în discuție chestiunea asta a suferinței. Nu știm nu să este suferim. Scop în sine. Suferința nu este scop în sine. Este o poticneală, un spin în carne pe cale. Nu este scopul vieții creștine crucea. Crucea creștină nu este o cruce suferindă, este o cruce glorioasă. Iisus Hristos nu mai este pe cruce. El este înviat. Este foarte important acest lucru. Dar același Hristos înviat păstrează în trupul său înviat urmele crucii. Urmele cuielor, ale spinilor și ale suliței. Deci este o suferință depășită prin înviere. Noi ca și creștini nu trebuie să fim obsedați de problema suferinței. Suferința este doar o încercare care apare în viața omului din mai multe motive. Din propriile sale greșeli, din greșelile celor din jur, răutățile celor din jur, pentru că suntem ființe comunitare, trăim sociale, trăim în societate. Și ceea ce face celălalt ne influențează direct sau indirect. Indirect. Deci de la cei din jur, de la propriile slăbiciuni care le avem din moștenire, de la părinți, de la neamuri, de la moși și strămoși, transmise genetic sau pe linie de sânge la noi.
De ce e important comportamentul meu ca și astăzi pentru ceea ce voi lăsa urmașilor mei. Și apoi, de la cel rău care pune piedicile care să aducă omului suferință gratuită, și sunt acele încercări care Dumnezeu le îngăduie. Ca și în cazul lui Iov, acele încercări sau al sfinților, a multor sfinți, care să-l facă pe om să treacă de la un stadiu de viață și de înțelegere și de cunoaștere inferior la unul superior. De altfel, Iov, dacă vă aduceți aminte, după ce a fost mult încercat, a pierdut familia, copiii, prietenii, și tot ce, tot agoniseala, spunea la sfârșit, până acum, Doamne, te-am cunoscut din auzite, dar acum ochii mei te-au văzut. Aceasta este încheierea cărții lui Iov. Iov l-a cunoscut pe Dumnezeu, a fost un om credincios, dar l-a cunoscut din auzite, adică o cunoștință, o cunoaștere superficială. Dar suferința aceea l-a făcut să treacă de la un nivel superficial la un nivel de profunzime și de cunoaștere superior, care aduce o bucurie inestimabilă. Vedem aceasta la sfinți, vedem la multe persoane care, atunci când trec prin această vale a morții, a suferinței, unei suferințe profunde, în momentul când ies biruitori cu ajutorul Harului lui Dumnezeu, devin luminoși. Ca și Iisus Hristos, după cruce, El devine luminos. Pentru că așa spune și aici, că de cel ce se va rușina de mine și de cuvintele mele în neamul acesta desfrânat și păcătos, și și Fiul omului se va rușina de el când va veni într-o slava Tatălui Său cu sfinții îngeri. Și le zicea lor, ucenicilor și celor de față și nouă, adevărat grăiesc vouă că sunt unii din cei ce stau aici și acum, care nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind într-o putere. Deci, moartea, în sensul acesta de nu vor gusta moartea până când nu vor vedea venind împărăția lui Dumnezeu cu putere, este acea promisiune, făgăduință pe care Iisus Hristos o face, nu în sensul că oamenii nu vor muri. El însuși a murit, sigur. Da? Ci este vorba de cei care cred în mine, spune în Evanghelia de la Ioan, nu vor muri niciodată, ci vor trece de la moarte la viață. Deci, pentru creștinul care crede în Iisus Hristos și care intră în această logică a crucii, orice suferință, inclusiv moartea, care se transformă de multe ori în moarte, nu, o boală gravă, să luăm cancerul, sau care nu are vindecare, provoacă multă suferință și se concluzionează de cele mai multe ori cu moartea. Dar pentru cel care crede în Iisus Hristos și care trăiește această suferință ca și o stare de purgare, de curățire și de aprofundare și de întâlnire cu Dumnezeu în această situație, este trecere de la moarte la viață. Mulți oameni experimentează această trecere. Un caz faimos, cred că Billy Gates. Da. Nu, pardon. Fondatorul Apple. Da, Steve Jobs. Steve Jobs. Dacă veți citi această carte ultima care a scris-o înainte de a muri, memoriile sale, fiind bolnav de cancer și știind că va muri, face un elogiu. Nu ne vine să credem de la un om care toată viața a trăit în domeniul tehnic și așa. Un elogiu al acestor ultime luni pe care el le trăia, spunând că s-a întâlnit cu acele lucruri care până atunci în viața lui nu le-a dat nicio importanță și a ajuns la trăiri interioare de o înălțime și care au produs o bucurie sufletească pe care nimic din ceea ce a făcut până atunci nu i-a produs. Practic ne învață și Evanghelia, ne învață și Sfinții Părinți și Marii Duhovnici pe care îi știm cu toții, să prețuim fiecare lucru, să prețuim și să mulțumim, să știm să fim recunoscători pentru faptul că suntem, pentru simplu fapt că suntem, că respirăm, că Dumnezeu ne binecuvântează cu încă o zi în care suntem în viață, putem să vedem lucrurile care ne înconjoară, pe cei dragi, și să știm să și mulțumim, nu numai să cerem. Și să facem din asta un exercițiu.
parcă aminteam și data trecută, să existe acest exercițiu al de a fi recunoscător și a mulțumi pentru ceea ce primim în viața noastră. Cu siguranță, cum spunea și dumneavoastră, și aceste boli care uneori au un final implacabil, au rostul lor. Era mai de mult un filmuleț care a mers și a funcționat, a circulat o vreme și pe paginile de socializare, în care arăta cum mai mulți oameni își duc crucea și la un moment dat trebuie să treacă peste o prăpastie. Și fiecare om își ducea crucea, dar la un moment dat unul dintre ei, foarte obosit de greutatea crucii sale, s-a gândit că ce-ar fi să mai taie din ea, că e prea grea ca să o ducă. Și a tăiat din ea. Și în momentul în care a ajuns la acea prăpastie peste care trebuia să treacă, ceilalți, ajutați de cruce, au reușit să treacă peste prăpastie. El, în schimb, s-a văzut la marginea prăpastiei, neputincios, fără să poată să facă nimic, pentru că nu mai ajungea crucea de cealaltă parte. Și chiar asta înseamnă să-ți asumi ceea ce ți se dă, până la urmă, ceea ce primim în viața noastră. Dar credeți că nu într-o logică a fatalismului, nu încercând să acceptăm nediscriminatoriu absolut tot ce ni se întâmplă în viață. Adică să nu facem minimul efort de a schimba situația de la rău la bine, ci doar că atunci când ajungem la capătul puterilor noastre de a schimba acea situație de la rău spre bine, să putem să spunem: ia, Doamne, de la mine paharul acesta, dar nu voia mea, ci voia Ta, Doamne. Asta înseamnă luarea crucii. În momentul acela în Ghețiman, că aceasta este vorba, rugăciunea lui Iisus din Ghețiman, în momentul acela Iisus Hristos a început să-și ia crucea în mod personal, a transpirat sudor de sânge, ca și cum ar fi fost deja biciuit și deja ar fi avut pe capul său spinii care produceau această vărsare de sânge. El, din acel moment, interior, sufletește, și-a luat crucea. Adică a văzut că situația nu poate fi schimbată, că el se duce în mod obligatoriu în această direcție a jertfirii de sine. Deci, la fel și noi, sunt acele situații limită, în care ne întâlnim cu limitele puterilor noastre de a mai schimba ceva. Să putem spune această rugăciune a lui Iisus Hristos din Ghețiman: ia, Doamne, paharul acesta, este o cerere în care îi cerem lui Dumnezeu să ia El pentru noi. Dar dacă trebuie să-L beau, facă-se voia mea, voia Ta și nu voia mea. Da? Sunt situații pentru care suferința cuiva este absolut necesară pentru mântuirea cuiva sau pentru mântuirea proprie. Exemplele pot continua, nu? Sunt suferința unei mame care este nevoită să aibă grijă de un om, de soțul său bolnav sau de copilul său bolnav, cu tot ceea ce implică această avere, a avea grijă, nu? Renunțări și așa mai departe, jertfire de sine, cheltuieli, este pentru binele acelei persoane. Dar în același timp este, încă o dată, ca și în cazul lui Iov, o cunoaștere a acelor realități intime, sufletești, pe care altminte nu le cunoaște niciodată. Sau o suferință pe care Dumnezeu o îngăduie unui om. De exemplu, o persoană care Dumnezeu știe că dacă va continua pe drumul acesta pe care el l-a apucat, va ajunge să sfârșească viața sau să se piardă efectiv, să-și piardă mântuirea, dar pentru că Dumnezeu are o altă misiune cu el, îi trimite de multe ori o încercare, o boală, îl oprește, îl stăvilește în direcția aceea și provoacă de multe ori, când nu poate prin semne, prin mesaje directe sau indirecte, să-l oprească din drumul acesta autodestructiv sau destructiv pe care a apucat-o, de exemplu, cazul alcoolului sau așa mai departe, atâtea și atâtea cazuri în care o persoană poate să devină ea însăși destructivă pentru alții sau să devină pentru ea însăși destructivă, autodestructivă, Dumnezeu trimite prin îngerii săi aceste opreliști, o boală sau orice alt mijloc prin care să-l oprești. Pentru că este un părinte, ca și când vede că al său copil se duce
spre foc și știe că dacă va pica, îl pune, îl prinde și îl trage ca să nu îi se întâmple lucrul acesta. Uitați că sunt și situații în care oamenii spun totuși de ce li se întâmplă lor ca să aibă un copil bolnav. Sau sunt și acei părinți pe de altă parte care mulțumesc lui Dumnezeu și dau slavă lui Dumnezeu chiar dacă au un copil bolnav, pentru că prin acel copil ei au descoperit, cum spuneați dumneavoastră, lucruri nebănuite despre ei, despre credința lor, despre relația lor cu Dumnezeu. Și chiar sunt recunoscători că, datorită acelui copil bolnav sau acelei situații, unii au scris și cărți, alții au încercat sub o formă sau alta să relateze aceste momente din viața lor, sunt împăcați cu ei. Alții, în schimb, vedeți, nu sunt împăcați cu situația și e foarte greu să alini durerea unui om când vezi că are un copil bolnav, e bolnav chiar de mic, de când s-a născut, și duce această boală, trebuie să ducă acea boală tot restul vieții. Da. E o încercare... Crucea este... foarte grea. Crucea este, așa cum spune, și arată și semnul, este o intersecție la care omul trebuie să ia decizia în momentul când se situează în poziția crucii. Alege să trăiască, de exemplu, luați acest caz, nu? Cu copilul bolnav. Să trăiască ca pe o continuă frustrare și revoltă față de ceea ce s-a întâmplat, otrăvindu-și continuu, zi de zi, clipă de clipă, sufletul, luptându-se cu o realitate care este prezentă, dar trăiește cumva într-o altă realitate, aceea de ce este așa, ce ar fi dacă ar fi altfel, sau a fi realist. Crucea te aduce, este o alegere pentru realitate și a trăi viața așa cum este ea aici și acum. Nu cum ar putea fi, nu cum ar fi fost dacă, nu cum ar fi dacă eu nu aș fi aici. Deci trăim sau numai pentru situație. Ceea ce înseamnă prezent. Nu putem să tot aducem după noi trecutul și să ne gândim cum va fi. Dar vedeți, sunt părinți îngrijorați de soarta copiilor lor, pentru că se gândesc ce se va întâmpla cu ei dacă ei, lor li se întâmplă ceva. Asta este necredință. Cine va avea grijă de copiii lor? Pe mâinile cui vor ajunge? Pentru că îi văd cât sunt de neputincioși. Ce cuvinte de alinare poți să-i dai unui astfel de om? Cum poți să-l ajuți să meargă mai departe și să nu... Nu poți să-l ajuți dacă nu alimentează în el credința. Pentru că noi nu suntem în această lume aruncați și lăsați așa de izbeliște în care trebuie să ne descurcăm. Deci, dacă Dumnezeu a îngăduit acest lucru să se întâmple cu copilul acestei persoane, cu siguranță are un plan și când mama sau tata sau persoanele apropiate acestuia nu vor mai fi. Are Domnul grijă de fiecare om în parte. Nu așa cum noi visăm întotdeauna, nu așa cum noi credem că este binele celui de lângă noi. Dar a fi credincios înseamnă a accepta acele lucruri care nu sunt în tocmai cu părerile tale despre cum ar trebui să stea lucrurile. Deci nu putem să-i ordonăm lui Dumnezeu cum să se deruleze viața cuiva. Nu putem să planificăm noi cum să fie viața copilului nostru bolnav în momentul în care noi nu vom mai fi. Dar Dumnezeu cu siguranță are grijă și știe lucrurile acestea. Și încă o dată, omul de credință nu trăiește în optica anilor aceștia care avem de trăit pe pământ. Moartea nu este cel mai rău lucru pentru om. Și totuși sperie. Sperie. Sigur că sperie. Și e firesc să sperie, pentru că noi nu experimentăm altceva decât ceea ce cu niciodată parcă nu ne dovedim suficient de pregătiți ca să putem să primim punctul ăsta final sau un punct final care ar putea fi unui început la care noi poate câteodată nu ne gândim. De aceea gândul la moarte era unul dintre exercițiile pe care creștinii din vechime îl făceau și călugării îl fac, aceea de a te gândi în mod permanent la moarte ca și un adevăr despre care nimeni nu poate să-l conteste. Este singurul adevăr al vieții noastre.
Avea un părinte, așa o vorbă, ține mintea în iad și nu deznădăjdui. Sfântul Siloan Atonitul. Sfântul Siloan Atonitul, exact. Un exercițiu care, da, e, te provoacă să faci acest lucru și să încerci să depășești situațiile pe care ți le dă viața așa cum sigur, sunt. Cu acești, cu acești părinți sau aceste situații trebuie să ne purtăm de foarte multe ori cu foarte mult respect, pentru că acolo sunt suflete și vieți rănite. Nu poți să intri cu bocanci în viața, în viața acestor persoane, însă totodată o invitație la credință și o rugăciune pentru aceste persoane mai este mai mult decât necesară. Oamenii aceștia nu au timp pentru alte lucruri, sunt cu totul prinși în această situație gravă în care trăiesc. Sunt schimonosiți de-a dreptul și fizic de multe ori din cauza acestei suferințe. De aceea trebuie să ne purtăm cu foarte mult, cu foarte mult respect și totodată a vorbi despre cruce acestor persoane este lucru riscant, pentru că nu înțeleg întotdeauna acest lucru. A trânti crucea cuiva așa înainte unei persoane care suferă e un pic riscant, dar e un adevăr dur care trebuie spus. Fie că aceste cuvinte pe care noi le-am spus în cadrul emisiunii să fie de alinare pentru toți cei care ne-au ascultat. Vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi. Timpul s-a ajuns la final. Stimați telespectatori, vă dorim zile binecuvântate și să rămâneți în continuare cu Informația TV. Toate cele bune!